La 60 de ani, are norocul să întâmpine revenirea Domnului. Se sacrifică plin de entuziasm, dedicându-se datoriei sale. Când îi se schimbă datoria, înțelege greșit și devine pesimist. Crede că, din cauza vârstei, nu are speranță de mântuire. Citind cuvintele lui Dumnezeu, îi se risipesc confuziile. Caută adevărul și înțelege voia lui Dumnezeu. Decide să-și facă bine datoria ca să-l mulțumească pe Dumnezeu. Am început să cred în Domnul la 62 de ani. Știind că Domnul a promis discipolilor intrarea în împărăția lui, am simțit că aveam o speranță în viața asta. Iar ideea de a primi așa binecuvântare, îmi umplea sufletul de bucurie. Am început să muncesc în greu pentru Domnul și aveam o energie nelimitată în fiecare zi. După trei ani, am acceptat lucrarea lui Dumnezeu atotputernic. Eram entuziasmat că îl întâmpinasem pe Domnul și că aveam speranța de a fi pe deplin mântuit. Așa că am lucrat mai mult, predicând Evanghelia și făcându-mi datoria. Abia dacă mă odihneam toată săptămâna, ieșeam și seara să predic. Ceilalți m-au ales conducător de biserică și apoi predicator. Șansa de a îndeplini datorii așa importante la vârsta mea mă făcea foarte fericit. Am văzut că la adunări eram cel mai vârstnic. Dar tot puteam să-i ajut pe alții să-și rezolve problemele. Asta mă onora. Mă gândeam câtă vreme, trudeam căutând, puteam fi mântuit. Deci, aveam o motivație de a-mi face datoria. 8 mm -hmm. ani, au trecut câte clipi, iar sănătatea și energia mea nu mai erau ca pe vremuri. Apoi am avut un accident vascular la 73 de ani. Adică o comoție? Da. Dar după câteva zile, aproape că mi-au dispărut simptomele. N-au existat efecte reziduale. Am simțit că Dumnezeu a văzut că eram sincer în credința mea, că-L slujeam cu bucurie și din suflet, și mă binecuvântase. Recunoscător, mi-am continuat datoria. Uh -huh. Dar ținând cont de sănătatea mea, conducătorul m-a pus să fiu gazdă. Urma să nu mai fac unele îndatoriri, ci doar să găzduiesc acasă și m-am simțit desnădăjduit. Mai ales văzând tinerii plini de energie, ocupați cu tot soiul de îndatoriri, am fost invidios. Am crezut că, fiindcă eram bătrân și bolnav, nu mai puteam să alerg sau să fac tot felul de îndatoriri. Eram lipsit de valoare. Mi-am dorit să mă întorc în timp cu 20 de ani și să fac tot felul de îndatoriri diferite, exact ca ei. Atunci, șansa să fiu mântuit ar fi fost mai mare. Nu mă puteam compara cu tinerii, acum că eram bătrân. Gândul ăsta m-a stors de puteri și m-am trezit deprimat. În plus, știam că tind să se repete comoziile cerebrale. Și dacă mai aveam una, m-ar fi omorât și n-aș fi apucat ziua slăvii lui Dumnezeu. Atunci, cum m-aș mai mântui? Acesta a fost un gând sombru și deprimant. Neputând să mă sacrific pentru Dumnezeu, am simțit că n-am șanse la mântuire. De ce să cred în Dumnezeu? când s-au evit aceste gânduri, m-am simțit foarte vinovat. Dumnezeu e adevărat și jurasem că îl voi urma până la sfârșit. Nu-i puteam întoarce spatele. Așa este. Dar nu puteam schimba starea. Gândul de a îmbătrâni și de a mi se șubrezi, sănătatea de la o zi la alta, doar stând acasă, și găzduindu-i pe alții, mă făcea să mă simt fără perspective și cu sufletul secătuit. O vreme n-am mai citit cuvintele lui Dumnezeu și n-am ascultat imnuri. În suferința mea m-am rugat. Dumnezeule, simt că n-am speranță de mântuire sunt abătut și vlăguit. Nu vreau să mă îndepărtez de tine. Nu sunt bine, dar nu știu cum să rezolv asta. Te rog, ajută-mă să ies din starea asta greșită. Amin. Amin. Cum ai ajuns să-ți schimbi starea? Am citit în cuvintele lui Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu este ca fiecare persoană să fie desăvârșită, să fie câștigată de El, să fie curățată de El și să devină un om pe care El îl iubește. Nu contează dacă vă spun că sunteți înapoiat sau de calibru slab, acesta e adevărul. Faptul că spun asta nu dovedește că vreau să vă abandonez. Că mi-am pierdut speranța în voi cu atât mai puțin că nu sunt dispus să vă mântuiesc. Astăzi am venit să fac lucrarea mântuirii voastre, ceea ce este o continuare a lucrării de mântuire. Fiecare persoană are șansa de a fi desăvârșită. Dacă ești dispus, dacă urmărești, vei putea obține acest rezultat și niciunul nu va fi abandonat. Dacă ai calibru slab, cerințele mele vor fi în acord cu asta. Dacă ai calibru înalt, cerințele mele vor fi în acord cu asta. Dacă ești analfabet, cerințele mele vor fi în acord cu asta. Dacă ești om cult, cerințele mele vor fi în acord cu asta. Dacă ești în vârstă, cerințele mele vor fi în acord cu vârsta ta. Dacă poți fi gazdă, cerințele mele vor fi în acord cu asta. Dacă nu poți fi gazdă și poți doar să îndeplinești o anumită funcție, fie ea propovăduirea Evangheliei, ori tratarea treburilor generale, de desăvârșirea ta de către mine se va baza pe rolul tău. Să fii credincios, supus, să ai iubire supremă pentru Dumnezeu. Asta e ce trebuie să realizezi. Și nu sunt practici mai bune decât aceste trei lucruri. Amin. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu mi-au clarificat lucrurile. Dumnezeu nu decide finalurile oamenilor în funcție de capacitatea lor de a se sacrifica sau de câte îndatoriri fac. Dacă se dedică datoriilor și se supun lui Dumnezeu și îl mulțumesc, pot fi mântuiți. Mm dar nu înțelegeam voia lui și nu știam pe cine mântuiește. Am crezut greșit că trebuia să merg peste tot și să fac multe lucrări ca să fiu mântuit. Cum îmbătrâneam și nu mai puteam munci ca tinerii, am crezut că nu aveam șanse la mântuire. Fiind pesimist, chiar m-am gândit să-L trădesc pe Dumnezeu. Eram atât de răzvrătit. Eram bătrân. Nu mai puteam face atâtea îndatoriri ca tinerii, dar Dumnezeu nu avea aceleași așteptări de la mine. Da. Și nu mă priva de șansa de a căuta adevărul și de a-mi face datoria. Încă eram în stare să citesc cuvintele lui Dumnezeu și să fac în datorie tot ce puteam dar fără a căuta voia lui. M-am simțit inutil, ca și cum aș fi ieșit din grațiile lui și m-am gândit să-l trădesc. Oare nu mă îndoiam din cauza unei firi clene? Ba da. Dumnezeu n-a zis că dacă faci multe, mântuirea e garantată. Sau dacă un om îmbătrânește, Dumnezeu nu-l va mai mântui. El a spus clar cum ar trebui un om să-și abordeze datoria când îmbătrânește. Cât timp îi eram devotat și ascultător până la capăt, aveam speranțe de mântuire. Așa e, da. N-am privit lucrurile prin prisma cuvintelor lui. Mi-am tratat propriile închipuiri drept adevăr, înțelegând greșit voia lui. Aveam conștiința încărcată și am venit să mă rog înaintea lui. Dumnezeule, nu am conștiință. Trebuie să încetez să fiu pesimist și să mă împotrivesc. Cât mai am suflare, o zi să-mi fac datoria, voi căuta să avansez și să pătrund în adevăr. Amin. Rugăciunea și îndrumarea mi-au adus alinare. Nu mai eram supărat. M-am gândit. Pe atâta timp cât mai am rațiune și mobilitate, mă voi baza pe Dumnezeu să fiu o gazdă bună și îmi voi oferi cu sinceritate serviciile Lui Dumnezeu. Indiferent cât de bătrâne am fi, când acceptăm lucrarea Lui Dumnezeu sau orice datorie, totul e decis de Dumnezeu și depinde de El. Așa este. Voia Lui Dumnezeu e intrinsecă și există o datorie pe care ar trebui să o facem. Mm -hmm. Înainte, când nu înțelegeam voia Lui, mă simțeam prea tânără cu credința prea nouă, iar lucrarea Lui Dumnezeu era pe cale să se sfârșească. Mereu i-am invidiat pe vechii credincioși, ce făceau multe lucrări, și credeam că speranța lor de mântuire era mai mare. Auzindu-ți părtășia, văd că Dumnezeu ne-a ales dinainte și El chiar vrea să ne mântuiască. Așa este. Cât timp urmărim adevărul și facem o datorie și îi suntem devotați lui Dumnezeu, avem o șansă la mântuire. Da. da. Dar încă era ceva ce nu înțelegeam. De ce eram deprimat când vedeam că nu eram ca tinerii? Ba chiar voiam să-l trădesc pe Dumnezeu? Care era cauza? Căutând, am dat peste asta. Oamenii cred în Dumnezeu pentru a fi binecuvântați, răsplătiți, încoronați. Nu există acest lucru în inima fiecăruia. Este cert că acest lucru există. Deși oamenii nu vorbesc despre asta, ba chiar își ascund motivul și dorința de a obține binecuvântări. Această dorință și acest motiv din adâncul inimilor oamenilor au fost întotdeauna de nestruncinat. Oricâtă teorie spirituală știu oamenii, orice cunoștințe au, ce datorie pot face, câtă suferință îndură sau ce preț plătesc, ei nu renunță niciodată la motivația pentru binecuvântări ascunsă în inimile lor. Și întotdeauna... Lucrează în tăcere în folosul ei. Nu este acesta lucrul ascuns în inimile oamenilor? Fără această motivație de a primi binecuvântări, oare cum te-ai simți? Cu ce atitudine ți-ai îndeplini datoria? Ce s-ar întâmpla dacă s-ar lepădate motivația de a primi binecuvântări care este ascunsă? În Inima oamenilor. Poate că mulți oameni ar deveni pesimiști, iar unii și-ar putea pierde avântul în îndatoriri, și-ar pierde interesul în credința lor, de parcă le-ar fi dispărut sufletul, de parcă le-ar fi fost multă inima. Astfel spun că motivul pentru binecuvântări este ceva ascuns adânc în inimile oamenilor. Antehriștii cred doar spre a profita și încearcă să facă înțelegeri cu Dumnezeu. Dorința lor de a fi recompensați este vastă. Se țin de ea și nu o scapă. Dumnezeu spune multe, dar ei nu acceptă nimic. Gândindu-se tot timpul, scopul credinței e de a fi binecuvântat. E de a obține o destinație bună. Acesta este principiul suprem și nimic nu poate fi mai presus. Dacă credința în Dumnezeu nu ar fi pentru binecuvântări atunci, oamenii nu ar trebui să creadă fără binecuvântări. Credința în Dumnezeu nu ar avea sens ori valoare. S-ar pierde. Îi însuflă cineva aceste gânduri unui antichrist? Provin ele din îndrumarea sau influența cuiva? Nu. Aceste gânduri sunt determinate de natura și esența născută a unui antichrist. Nimeni nu le poate schimba. Dumnezeu întrupat spune atât de multe astăzi, iar antichriștii nu acceptă, ci se împotrivesc lui și îl condamnă. Natura lor de a le fi hamite, de adevăr și de a lor este veșnic neschimbătoare. Și ce arată acest caracter neschimbător? Arată că sunt răi din fire. Problema nu este dacă ei urmăresc sau nu adevărul. Problema este o fire rea. Ei vociferează pe față împotriva lui Dumnezeu și îi se opun. Acestea sunt natura și esența lor, adevărata lor față. Antihriștii văd datoria ca pe o tranzacție. Își îndeplinesc datoria tranzacțional într-o goană după binecuvântări. Ei cred că se cuvine să fii binecuvântat pentru că ai făcut o datorie. Ei distorsionează lucrul pozitiv care este îndeplinirea datoriei înjosind valoarea și sensul, precum și legitimitatea îndeplinirii datoriei de către o ființă creată. Ei iau datoria corectă și adecvată și o transformă într-o tranzacție. Amin. Amin. Am văzut în cuvintele lui Dumnezeu că antihriștii au credință doar pentru a primi binecuvântări. Mentalitatea tranzacțională nu li se schimbă și nu renunță, indiferent cât de greu sau de trist ar fi. Da. Dacă își pierd speranța de a fi binecuvântați, e ca și cum și-ar pierde viața. Sim că nu mai are sens să aibă credință. Luptă cu Dumnezeu, se împotrivesc. Așa este. Am văzut că mă comportam exact ca un antichrist. Dobândind credință, m-am bucurat să aflu că prin credință puteam pătrunde în împărăția Lui. Am simțit că binecuvântările și harul Lui din viața asta și din cea veșnică ar merita orice sacrificiu. Să fiu binecuvântat și să pătrund în împărăția lui, au devenit țelurile mele. Cu cât mă sacrificam mai mult, cu atât credeam că vor fi mai mari binecuvântările. Acceptând lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic, am simțit că visul meu de a fi binecuvântat se va împlini și am fost mai motivat în datoria mea. Pe atunci aveam 66 de ani, dar nu mă consideram deloc bătrân. Nu-mi făceam deloc griji, dar lucram din greu la datoria mea. Mergeam peste tot cu bicicleta la adunări. Nu-mi păsa dacă făceam o comoție cerebrală. Voiam doar să încerc să-mi fac datoria, dându-mi suferința la schimb pentru binecuvântări. Dar am văzut că îmbătrânisem și nu mai puteam face multe îndatoriri din cauza afecțiunii mele. Voiam să continui să călătoresc, dar deveneam încet, încet neputincios. Simțeam că speranțele mele de a fi binecuvântat scădeau. Și nu voiam să accept asta. N-am zis nimic, dar în sufletul meu nu voiam să accept suveranitatea lui Dumnezeu. Am devenit abătut și îndrăjit. Am crezut irațional că a fi gazdă n-are valoare. Chiar m-am gândit să-L trădesc pe Dumnezeu. Motivul credinței mele era să fiu binecuvântat. Nu vedeam credința în mod greșit ca un antichrist? Răstălmăcisem ceva pozitiv și minunat, precum îndeplinirea unei datorii. Știam doar să folosesc datoria mea și călătoriile drept moduri de a trata cu Dumnezeu, în schimbul binecuvântărilor tratând datoria ca pe un instrument de a-mi satisface dorințele. Mă năuciseră speranțele de a fi binecuvântat. Mă gândeam doar la pătrunderea în împărăția lui. Mă interesa doar dacă aveam să fiu binecuvântat, finalul și destinația mea. Nu mă gândeam să răsplătesc iubirea lui Dumnezeu să-i înțeleg voia. Nu aveam deloc conștiință. Dumnezeu mi-a dat suflarea vieții și șansa de a face o datorie. Acesta e un mare, mare har. Așa e. De dragul binecuvântărilor, aveam pretenții iraționale. Dezbăteam cu el, eram pesimist și îndrăjit. Eram foarte răzvrătit și îndărătnic. Dacă Dumnezeu mi-ar fi luat viața, ar fi fost drept. Dumnezeu nu mântuie antihriștii. Dacă nu-mi schimbam perspectiva asupra credinței, puteam să-l ofensez pe Dumnezeu cu nemulțumirile? Da. Atunci aș fi ajuns să fiu alungat. Pedepsit ca antichriștii. E foarte adevărat. Dacă motivul binecuvântărilor nu e înlăturat și nu cauți adevărul, nu poți face față testelor greutăților. Și îl poți străda pe Dumnezeu. Mm -hmm. Da. E important să înlături motivul ăsta. Ce experiență ai avut după aceea? Văzând cât de gravă era problema mea, m-am rugat lui Dumnezeu, rugându-l să mă îndrume ca să renunț la motivele mele pentru binecuvântări. Cuvintele lui Dumnezeu spun: Eu decid destinația fiecarei persoane nu pe baza vârstei, a vechimii sau a cantității de suferință, a gradului în care provoacă mila, ci în baza faptului dacă posedă. Adevărul nu există nicio altă alegere. Amin. Amin. Cuvintele lui m-au ajutat să-mi vin în fire. Am realizat că atunci când Dumnezeu ne decide finalul, nu are legătură cu cât ne-am sacrificat pentru el, cât de mult am muncit sau am suferit. Important e dacă am obținut adevărul trăind de experiența lucrării lui Dumnezeu. Dacă firile noastre corupte au fost purificate, dacă s-au schimbat, da. cuvintele lui Dumnezeu sunt clare. Dar nu privisem niciodată voia lui în lumina cuvintelor lui. Nu urmărisem niciodată adevărul și nu dădusem atenție cerințelor lui Dumnezeu. Asta nu e dragoste de adevăr. Nu, nu este. Am mai realizat și că a îndeplini multe îndatoriri nu e egal cu a deține adevărul. câte îndatoriri fac, contează dacă sunt pe calea urmăririi adevărului. Uh -huh. Înainte, făceam multe îndatoriri și călătoream peste tot, dar nu urmăream adevărul. Voiam să-mi folosesc eforturile în schimbul unei destinații bune. Nu vedeam gândirea conflictuală înrădăcinată în mine față de Dumnezeu. Când mi s-a Destrămat dorința de a fi binecuvântat, m-am certat cu Dumnezeu. Ori câte îndatoriri făceam, dacă doar alergam și trudeam fără să urmăresc adevărul, nu mi s-ar fi schimbat firea, ci doar aș fi devenit mai egoist. Aș fi ajuns să mă cert cu Dumnezeu, cu privire la lucrările făcute, și în felul ăsta devenind malefic. Da. Exact ca Pavel. El a făcut multe lucrări și lucrări bune, dar au fost în schimbul unei coroane. Au fost mereu o tranzacție cu Dumnezeu. Nici în pragul morții nu s-a căit și a ajuns pedepsit de Dumnezeu. Mm -hmm. Iar Petru nu a făcut multe lucrări, dar în credința Lui a urmărit adevărul și în toate a căutat voia Lui Dumnezeu. El nu a impus condiții și nu s-a gândit la binecuvântări. A obținut dragostea supremă a Lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu l-a aprobat și l-a desăvârșit. Mm -hmm. Amândoi erau credincioși, dar motivele lor au fost diferite, la fel și finalurile. Corect. Dumnezeu e drept și doar dacă ne schimbăm firea și căutăm adevărul, îi putem împlini voia. Obiectul căutării mele și calea pe care pornisem erau la fel de absurde și de greșite ca ale lui Pavel. Iar finalul meu, sigur, avea să fie ca al lui. Luminarea cuvintelor lui Dumnezeu mi-a arătat voia lui. Și ce perspectivă ar trebui să am în credință? Trebuia să învăț să mă supun lui Dumnezeu ca să fiu? O ființă creată rațională. Nu erau astea dragostea și mântuirea lui? Așa. Da. E. Starea mi s-a îmbunătățit după ce am înțeles voia lui Dumnezeu. Și i-am fost recunoscător. Slavă lui Dumnezeu! Apoi, când ceilalți veneau la adunare, eu eram gazda. Când nu veneau, citeam cuvintele lui Dumnezeu, căutând adevărul potrivit stării mele. Într-o zi, am citit acest fragment. Dumnezeu a tot puternic spune: Dumnezeu nu doar plătește un preț pentru fiecare persoană în deceniile care se scurg de la nașterea acesteia până în prezent. Din punctul lui de vedere, ai venit de nenumărate ori pe această lume. Și te-ai întrupat de nenumărate ori. Cine răspunde de acest lucru? Dumnezeu este responsabil de acest lucru. Nu ai de unde să știi aceste lucruri. De fiecare dată când vii pe această lume, Dumnezeu face personal aranjamente. El rânduiește câți ani vei trăi, tipul de familie în care te vei naște când te vei așeza la casa ta și te vei stabili, precum și ceea ce ți este menit să faci în această lume și ceea ce trebuie să faci pentru a-ți câștiga traiul. Dumnezeu rânduiește pentru tine o cale de ieșire din viață, astfel încât să-ți poți îndeplini nestingherit misiunea în această viață și, în ceea ce privește Ceea ce ar trebui să faci în următoarea întrupare? Dumnezeu îți rânduiește și îți predă acea viață în conformitate cu ceea ce ar trebui să ai și ce ar trebui să ți se dea. După ce ai avut astfel de rânduieli făcute pentru tine, ori de câte ori te-ai născut, în sfârșit, te-ai născut în epoca zilelor de pe urmă. În familia ta actuală, Dumnezeu rânduiește pentru tine un mediu în care să crezi în El. El te face să auzi glasul Său și să te întorci înaintea Lui. Iar tu ești capabil să-L urmezi și să îndeplinești o datorie în casa Lui? Numai cu o astfel de îndrumare de la Dumnezeu ai trăit până astăzi. Nu știi de câte ori ai venit pe lume, nici de câte ori s-a schimbat înfățișarea ta, nici prin câte familii ai trecut, nici câte epoci și domnii ai văzut. însă prin toate acestea mâna lui Dumnezeu te-a sprijinit și el a vegheat asupra ta. Cât de mult trudește Dumnezeu de dragul unei persoane. Unii oameni spun: Am 60 de ani. Vreme de 60 de ani Dumnezeu a vegheat asupra mea și m-a protejat. Timp de 60 de ani el a domnit peste soarta mea. Dacă atunci când voi fi bătrân, nu voi putea să îndeplinesc o datorie, și nu voi putea să fac nimic, îi va mai păsa lui Dumnezeu de mine? Nu este acesta un lucru prostesc de spus? Suveranitatea lui Dumnezeu asupra sorții omului, vechea lui asupra omului și protejarea omului nu reprezintă doar o chestiune pe o singură durată de viață. Dacă ar fi vorba doar de o singură durată de viață, de o singură viață, nu ar putea demonstra faptul că Dumnezeu este atotputernic și stăpânește peste toate. Munca pe care o face Dumnezeu și prețul pe care îl plătește pentru o persoană nu sunt doar ca să aranjeze ceea ce face ea în această viață, ci ca să-i rânduiască un număr nelimitat de vieți. Dumnezeu își asumă întreaga responsabilitate pentru fiecare suflet care se întrupează ca persoană. El lucrează cu atenție, cu viața sa drept prețul pe care el îl plătește, pentru a îndruma fiecare persoană și pentru a rândui viața și zilele fiecăruia. Dumnezeu trudește atât de mult și plătește un preț atât de mare de dragul omului, și îi dăruiește acestuia toate aceste adevăruri și această viață. Dacă omul nu îndeplinește datoria unei ființe create în această ultimă sută de metri, și nu se întoarce înaintea Creatorului, dacă în cele din urmă, oricât de multe vieți și generații a traversat, nu își face bine datoria, și eșuează în îndeplinirea cerințelor lui Dumnezeu, nu ar fi atunci prea mare îndatorirea omului față de Dumnezeu? Nu ar fi el nevrednic de tot efortul depus de Dumnezeu? Ar fi atât de lipsit de inimă încât nu ar merita să fie numit o persoană, deoarece îndatorirea sa față de Dumnezeu ar fi prea mare harul lui Dumnezeu față de om, iubirea lui față de om și compasiunea lui față de om nu reprezintă doar o atitudine. Ele reprezintă totodată un fapt. Despre ce fapt este vorba? Este faptul că Dumnezeu își pune cuvintele în tine pentru ca tu să fii luminat pe interior, pentru ca tu să vezi ce este frumos în el, ca să vezi ce înseamnă lumea aceasta, astfel încât inima ta să fie plină de lumină, permițându-ți să înțelegi cuvintele lui și adevărul. În acest fel, fără să-ți dai seama, dobândești adevărul. Dumnezeu lucrează atât de mult asupra ta într-un mod foarte real. Permițându-ți să dobândești adevărul. Când vei fi dobândit adevărul, când vei fi dobândit lucrul cel mai prețios care este viața veșnică, voia lui Dumnezeu va fi atunci împlinită. Când Dumnezeu îl vede pe om urmărind adevărul și dornic să coopereze cu el, este fericit și mulțumit. Atunci el adoptă o atitudine. Și, în timp ce are acea atitudine, se pune să lucreze și îl laudă și îl binecuvântează pe om. El spune: Te voi răsplăti, iată binecuvântarea pe care o meriți. Iar atunci vei fi dobândit adevărul și viața. Când ai cunoaștere despre Creator și obții o apreciere de la El, Vei mai simți un gol în inima ta? Nu vei mai simți. Vei fi împlinit și vei avea un sentiment de plăcere. Nu asta înseamnă să trăiești cu valoare? Este cel mai valoros, cel mai semnificativ tip de viață. Amin. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu au fost emoționante și liniștitoare. Nu conta cât de bătrân eram sau starea mea de sănătate. Cât timp iubeam și căutam adevărul, Dumnezeu nu mă a niciodată. Dar înțelesesem greșit voia lui. Am crezut că, fiind bătrân, nu mai puteam face la fel de multe îndatoriri. Puteam să mă îmbolnăvesc grav și să mor într-o zi dar n-aș mai fi fost mântuit. Am simțit că nu avea sens credința și n-am vrut să mai caut. Influențat de păreri greșite, n-am înțeles voia lui Dumnezeu. Fusesem copleșit de slăbiciune și pesimism. Dar Dumnezeu nu mi-a desconsiderat vârsta sau intrarea în viață și nu mi-a luat în seamă ignoranța. A continuat să mă aline și m-a îndrumat cu cuvintele Lui, lăsându-mă să-mi văd motivele greșite încetul cu încetul, așteptând să mă întorc. Voia Lui Dumnezeu de a mântui e foarte reală. Așa, Așa e. Înainte, nu știam că, în calitate de ființă creată, trebuia să mă supun Lui Dumnezeu. Nu aveam rațiune. Credeam doar pentru binecuvântări. Tratam cu Dumnezeu. Acum vedeam că acea căutare nu avea nicio valoare, nici într-o viață lungă. Da. da. Dacă nu urmărești adevărul fără să schimbi firea, îi te împotrivești lui Dumnezeu. Așa este. Când Iov s-a confruntat cu dezastrul, niciodată nu s-a gândit la ce a câștigat sau a pierdut. Când s-a umplut de bube și viața era insuportabilă, niciodată nu l-a învinuit pe Dumnezeu. S-a supus lui Dumnezeu prin credința sa adevărată. A fost un martor răsunător pentru Dumnezeu înaintea satanei. Da. Când a venit moartea la el, a înfruntat-o deschis. N-a avut nicio teamă, ci s-a supus. A îndeplinit datoria unei ființe create și a trăit o viață cu sens. A fost binecuvântat de Dumnezeu și Dumnezeu i s-a arătat. Amin! În credința lui Petru, indiferent ce rânduia Dumnezeu, Petru căuta voia lui, îi se supunea și practica cuvintele Domnului. În final a fost răstignit pentru Dumnezeu, în supunerea față de El. Îndeplinind datoria unei ființe create, trăind o viață cu sens. Așa este. Dumnezeu l-a prețuit și i-a dat cheile împărăției cerurilor. Dumnezeu l-a ales ca model al iubirii pentru Dumnezeu, ca oamenii să-L copieze. Fiind credincios, știam bine că a încercat să mă supun lui Dumnezeu, a-mi face datoria, a învăța și a obține Adevărul, în timp ce îmi făceam datoria, ajungând să mă supun lui Dumnezeu, era cheia pentru a trăi o viață cu sens. Asta aprobă Dumnezeu. Amin. A încercat să tratez cu Dumnezeu, a dat truda pentru Dumnezeu în schimbul binecuvântărilor, e josnic, iar viața. Așa n-are sens, nici valoare. Da. Nu mă mai gândeam dacă voi fi binecuvântat. Voiam să urmăresc adevărul toată viața. Să fac totul, să-mi îndeplinesc datoria bazându-mă pe Dumnezeu. Să încerc să mă supun și să-L mulțumesc. Și să-mi schimb firea în timp ce îmi fac datoria. Chiar dacă m-aș îmbolnăvi, aș fi în fața morții și nu mi-aș mai face datoria, tot m-aș supune lui Dumnezeu. Acum trebuie să mă concentrez pe efortul de a-mi face datoria în viața aceasta. Oricare mi-e finalul, Dumnezeu decide dacă e viață sau dacă este moarte. Nu e ceva ce ar trebui să iau eu în considerare. M-am mm. relaxat, văzând lucrurile așa. Ulterior. Am citit cuvintele lui Dumnezeu în fiecare zi. Când descopeream corupție, mă rugam, căutam adevărul și îmi știam firile satanice. Și mă destăinuiam în părtășie cu ceilalți. Treptat, am făcut progrese. În general, când trebuia să-mi fac datoria, mă implicam activ. Și mă străduiam să împărtășesc Evanghelia celor din jur văzându-i pe ceilalți că scriu articole cu mărturii, am vrut și eu să scriu articole ce aduceau mărturie lui Dumnezeu. O astfel de preocupare mi se părea că m-ar împlini și liniști. Experiența ta e edificatoare. Am înțeles că am căutat în mod greșit binecuvântări în credința mea. Tineri sau bătrâni ar trebui să ne concentrăm pe căutarea adevărului. Pe calea bună. Lui Dumnezeu nu-i pasă că suntem bătrâni. Tot ne va mântui. Da. Mm -hmm. Și bătrâni încă putem să căutăm adevărul. Corect. Slavă Lui Dumnezeu! Într-o zi, am auzit acest imn. Ființa creată trebuie să fie la mila Lui Dumnezeu. M-a emoționat foarte mult. În special, al doilea fragment, care menționează experiența Lui Petru. 以往的彼得是为神到底十字架，但你应在最后，满足神，为神耗尽你所有的能量。 手造之无能为身做什么呢？所以你应提前将自己摆上人生摆布，只要神高兴乐意，就任着他做。 L-am ascultat în continuu. Nu mă săturam. Toate versurile m-au inspirat și emoționat și nu mi-am putut stăpâni lacrimile. M-am simțit vinovat. Nu meritam marele har al mântuirii. Eram o ființă coruptă de satana și bătrână, dar puteam să-L urmez pe Dumnezeu și să experimentez lucrarea, să fiu martor pentru Dumnezeu și să trăiesc pentru El. Ce mare Binecuvântare. Categoric. Să-i citesc cuvintele, să-mi cunosc corupția, să-mi schimb motivele egoiste și josnice erau deja o binecuvântare. Aveam să-L pe Dumnezeu până la capăt. Viața mea ar avea rost. Da. Slavă Lui Dumnezeu! Vreau să fiu o... Ființă rațională supusă lui Dumnezeu. Indiferent de sănătatea sau finalul meu, vreau să mă supun lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu!